bine binecuvântați de Domnul, frați și surori, care a făcut cerurile și pământul. Vă invit acum să ne ridicăm cu toți în picioare. Vă rog să deschideți împreună cu mine în seara aceasta la Cartea 1 Samuel, capitolul 17, să citim primele 11 versete. 1 Samuel, Capitolul 17, să citim primele 11 versete, sunt va fi o temă extrem de importantă. Are titlul, dacă frații de la Pupitru tehnic vor să pună titlul, curajul de a lupta. Hai să citim întâi cuvântul scris și după aceea intrăm în cuvântul Domnului. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes, Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii s-au așezat pe muntele de opar Filistenii s-au așezat pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două știri. El se numea Goliat, era din gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliții lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Filistenii s-au oprit și filistianul s-a oprit și vorbindu-i oșterii lui Israel așezate în șirul de bătaie le-a strigat Pentru ce ieșiți ca să vă așezate în șirul de bătaie? Nu sunt eu filistian și nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorui eu, voi veți fi robii noștri și ne veți sluji. Filistianul a mai zis: Aruncă astăzi o ocară asupra oșterii lui Israel, dați un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filistianului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Versetul cu numărul 16. Filistianul a înaintat dimineața și seara și s-a înfățisat astfel timp de 40 de zile. Amin. Mulțumesc că reocupați-vă locurile. Frași și surori, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, a lui să fie toată gloria, toată slava, toată mărirea și onoarea în vecii vecilor. Prin Harul Lui, eu consider, dacă suntem în casa de rugăciune, un mare har. Dumnezeu ne-a acordat și nouă Harul, mie și soției mele, Ana, să venim, să avem părtășie cu dumneavoastră aici, cu frați preiubiți care ne cunoaștem. Am avut o mare bucurie când am susit astă noapte, în familia, în familia Marcu, la fratele Antonel și sora Tamara, ne-a primit cu bucurie noaptea după ora 12. Așa au fost lucrurile. Dumnezeu să fie lăudat pentru harul acesta. Frați și surori, vreau în seara aceasta să fie o resetare a vieții spirituale. O resetare a noastră, pentru că am intrat, cred eu, și vreau să vă arăt cuvântul scris, am intrat în ultima sută de metri. Nu mai avem mult, să știți. Este posibil. Noi să fim ultima generație care va prinde pe Domnul nostru Isus Hristos. Este posibil. Eu m-aș bucura foarte mult să prind împreună cu soția mea evenimentul răpirii. Foarte mult m-aș bucura. Dar nu e nicio problemă. Dacă vom auzi glasul învierii. Acum am zis, vreau să fie o resetare. Vreau să puneți Luca, capitolul 23, versetul 42. Să vedeți o resetare, o resetare a unui om Hai să citim, e vorba despre uh, Domnul Iisus Hristos când era pe cruce, la dreapta și la stânga, avea doi tâlhari. Uitați-vă ce a zis unul din tâlhari și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Lăsați versetul 42. -1. Vreau să vă pun o întrebare. De unde a știut tâlharul noțiunea de împărăție? Tâlharii n-au niciodată noțiune de împărăție. Tâlharii atât au în minte să jefuiască, să spargă, să ucidă, dacă e cazul, că este menirea lor, N-au nici înclin, nici în, în mânecă cu împărăția, niciodată. Știți ce cred? Ăsta a fost un fiu rătăcit. Cred, dacă aș avea și dovadă, dar nu am dovadă biblică, dar cuvintele lui, adu aminte de mine când vei venit în împărăția ta, e singurul evanghelist care arată lucrul acesta, dar nu ne dă detalii. Mi-a pus în minte să-L întreb în înveșnicie multe lucruri pe Domnul, dar nu cred că voi mai avea în minte întrebările care, care mi le-am pus de gând să-L întreb. Mi-am pus în minte, dacă va fi cu putință, dar nu cred, 90% nu cred că se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla prin absurd, îl voi întreba pe har. Cum s-a pocăit pe cruce? Fratele nu cred că a fost doar simple cuvinte. Eu cred că acolo pe cruce a avut loc pocăință. Eu cred că acest har a fost un fiu rătăcit. Eu cred că avea noțiunea de împărăție când Io Ioan propăvăduia Evanghelia. S-ar putea, n-am verset, acesta s-o fi avut chiar botezul lui Ioan. S-ar putea. Dar n-am verset. A fost o resetare a vieții lui și uitați ce îi spune Domnul. Versetul următor, 43. Iisus a răspuns. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În original, vă spun cum scrie în original, în original nu scrie așa, în original scrie în felul următor. Adevărat îți spun eu astăzi, virgulă, că vei fi cu mine în rai. Domnul Iisus n-a urcat în rai în ziua aceea. I-a făcut făgăduința în ziua aceea. Eu cred că e mai corect. După original. Să dea Domnul să fie o resetare totală a vieții noastre spirituale. Frații mei și surorile mele, ceea ce se întâmplă astăzi nu este o conspirație. Reul atinge proporții inimaginabile, exact ca pe vremea lui Lot, exact ca pe vremea lui Noe. Știți că Noe a fost cel mai longeviv evanghelist din istoria lumii. Cel mai longeviv, noi a propovăduit Evanghelia o de ani. Paradoxul, nimeni nu s-a păcălit. Că ne spune în, Pet, unul, în, Pet, în e, Petru că noi a fost un propovăduitor al neprihonirii. Cât a fost construcția corăbiei, noi e propovăduia, nimeni nu s-a pocăit. Așa suntem în zilele noastre. Ceea ce vedem în zilele acestea, al doilea focar de război care s-a aprins, primul care s-a aprins în Ucraina pe 24 februarie 2022, odată cu aprinderea focarului de război din Ucraina, pandemia a intrat complet în umbră, pentru că Domnul a hotărât lucrul acesta și numele lui să fie binecuvântat. Pentru că nu elita mondială are ultimul cuvânt de spus, ci Domnul, slăvit să-i fie numele în veci. El este la cârma Universului. El hotărăște cine să coboare și cine să urce. Știți, istoria lumii este ca și o tablă de șah. Eu am jucat în tinerețe foarte mult șah. Știți, șahul pe tabla de șah, sunt și regi, sunt și regine, dar nu uita, sunt și nebuni. Are Dumnezeu ace de cojoacele lor, să știți. Dumnezeu hotărăște istoria lumii acesteia. Israel este țara care este cea mai urâtă, cea mai hărțuită, cea mai atacată din toată istoria, din toate cele, toate țările care sunt în momentul acesta pe glob. M-am uitat peste o statistică recent, Israel e singura țară pe glob care a avut cele mai multe războaie. Nici o țară n-a avut atâtea de multe războaie cât a avut poporul Israel. Al doilea lucru. Israel a obținut foarte multe victorii! Nici o țară, nici Statele Unite ale Americii, care este considerată puterea numărul unu, puterea numărul unu, o superputere, până în prezent încă este considerată o superputere, nu a obținut America victorii câte a obținut poporul Israel, datorită faptului că Dumnezeu era, era cu el și datorită intervenției divine, poporul Israel aveam mari victorii. Nu știu care din dumneavoastră aveți cartea, eu am pierdut cartea, am pierdut-o, multe cărți am pierdut la viață, știți că am dat multe cărți, nu mai știu cum le-am dat. Bineînțeles, numai în România, nu aici. Știți că, zice, cine dă, are. Cu cărțile nu e așa, cine dă, nu mai are. Le-am dat, nu mai am. Dar dacă cineva are cartea, cel ce vine, rețineți titlul la carte, cel ce vine, eu am pierdut-o, am întrebat în multe biserici în România, zic fratelor, dacă aveți cartea aceasta, vreau numai, o, numai să fie seroxată, nu, vă, nu vreau originalul. În cartea aceasta vreau să vă prezint numai un lucru din ea, prezintă în detalii Nicio, nici, nimeni nu prezintă un detaliu atât de mare cum prezintă în cartea aceasta despre Israel, mai ales războiul din 1967, războiul din 1967, când poporul Israel a fost încolțit de multe popoare arabe, între 5-10 iunie 1967, au crezut arabii care avea un număr ex extraordinar de mare, că în câteva zile va cuceri în totalitate, va elimina, va distruge în totalitate poporul țara Israel, dar nu a fost așa. În scurt timp, în șase zile, poporul Israel a avut o victorie inimaginabil. nicio victorie din istorie, nici măcar pe vremea filistenilor, n-a avut o așa victorie, pentru că au fost foarte multe țări. Au avut armament popoarele arabe în proporție de 80% din Rusia. Când l-am întrebat pe generalul de război al popoarelor arabe care conducea, conducea trupele către Israel, Domnule, de ce n-ați putut să obțineți o victorie atât de rapidă? Voi ați avut armament de înaltă clasă la vremea aceea, bineînțeles. Poporul Israel era mic la număr. Avea armament foarte primitiv. Știți ce a spus el? E scris numai în cartea aceea cel ce vine. Pentru că au fost adunate, din mai multe locuri, adunate lucruri care sunt unice. El a declarat. Când noi am pornit războiul împotriva lui Israel, am văzut și nu numai eu. Am întrebat toți, toți colaboratorii mei care erau lângă mine, care conduceam și coordonam armatele în război, am văzut cu ochii noștri o știre atât de puternică, îmbrăcată în lumină și care a luptat împotriva noastră. Noi toți am căzut la pământ. Pentru că cu Israel a fost, este și va fi Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Israel nu va fi șters de pe pământ, cum crede una dintre cele mai, care are inamicul cel mai mare al poporului Israel, este Iranul, Persia, din zilele din trecut. Vreau să vă, vă prezint încă ceva, Israelul a fost țara cea mai pedepsită, nicio țară din lume, din istorie, n-a fost pedepsită cum a fost poporul Israel. Vă rog să puneți pe monitor să vadă frații Romani, capitolul 2, versetul 9 și apoi versetul 10. Hai să citim. Uitați-vă, vă rog. Necaz și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec, peste neamuri. Versetul următor, slavă, cinste și pace, va veni peste oricine face bine, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Poporul Israel a plătit foarte scump și încă va plăti foarte scump. Purificarea poporului Israel va fi numai prin necaz. Vreau să vă dau detalii. Cuprinse tot în cartea aceea, Israel a fost distrus în totalitate de două ori. A fost asediat de 23 de ori. A fost atacat de 52 de ori. A fost capturat de 44 de ori. A fost răspândit, asta o știm, a fost răspândit pe toată fața Pământului timp de șapte. Din anul 70 până în anul 1948. Și vreau să vă prezint încă un lucru, nu-l găsiți prin media, tot din cartea aceea l-am luat. Primul motiv al lui Hitler, primul motiv al lui Hitler, care a pornit al doilea război mondial, a fost ura față de poporul Israel. Primul motiv, cel mai mare motiv al lui Hitler, pentru că în Germania, pe vremea lui Hitler, erau evrei care aveau cele mai mari magazine, aveau bănci personale, erau, erau în, în funcțiile cele mai înalte. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis că va fi întotdeauna cap și nu coadă și a strănit o ură de moarte. Și azi vrem să nimicim cu dezăvârșire, să nu mai existe picior de evreu în toată lumea. Nu a fost așa. Nu a fost așa. Dumnezeu a îngăduit să fie pedepsit, chiar în lagările de exterminare de la Auschwitz și Birkenau, peste șase milioane de evrei au plătit omorâți, mai ales în camere de gazare, exterminați ca pe niște cadavre. Frații mei, eu am un semn. Puteți să nu credeți ca mine, dar veți urmări. Seara aceasta o să vă aduceți aminte. Dacă se înregistrează, e mult mai bine. Eu am un semn. Și vă dau, în prima dată, vă dau un test biblic. Vă rog, frate preaibii să pui, Roman, capitolul 11, vă rog să țineți cont de pasajul acesta. Roman 11, versetul 25 și versetul 26. Vă rog, uitați-vă, concentrați-vă toți atenția, că vreau să citesc versete de mare, mare valoare. Fraților, pentru că să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, partea a doua, prima parte, până va intra numărul de plin al neamurilor, va urma partea a doi și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvirea va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Vreau să-mi dați un singur verset, unul singur să-mi dați, după ce se va împlini numărul de plin al neamurilor și va începe etapa numărul 2, când Israel, tot Israelul să fie mântuit, adică rămășița sau tot Israelul este unul și același lucru, să-mi dați un singur verset, că după ce se împlinește numărul de plin, neamurile mai au drept de la mântuire. Nu o să îngăsiți niciodată. Și vreau să vă spun ce semn aștept. Dacă al treilea templu, care poporul Israel, în biserica noastră a fost unul din mișcarea sionistă și ne-a prezentat, era mai mulți frați, la studiu biblic. Era un evreu, frate evreu. Și a spus, fraților, Evreii știu sigur ce vă spun, spunea el. Suntem gata să construim al treilea templu. Noi vrem să fie pe vechiul amplasament. Exact unde l-a ridicat prima dată Solomon. Solomon nu l-a ridicat oriunde. Unde a primit David inspirație divină. Și. Acest al treilea, când se construiește al treilea ă, templu, noi avem pregătite toate costumațiile pentru preoți, veșmintele. Avem pregătit numărul leviților care să intre să facă slujirea. Avem pregătit numărul preoților care trebuie să intre să facă slujirea. Au adus din Texas, știți bine, cinci vaci de culoare roșu. Sunt rabini care cu aparate ultramoderne urmăresc aceste vaci, pregătesc aceste vaci, nici măcar un spital întreg nu are grijă de personalul dintr-un spital întreg, cu, cum are grijă de cinci vaci, de cinci animale. Dacă două fire, se, dacă două fire intră în altă culoare, este admisă vaca pentru jerfă. Dacă apare al treilea fir de altă culoare, vaca este eliminată. Vaca roșie este eliminată. Eu cred din toată inima mea, al treilea templu care se va construi, în 8 săptămâni, spunea fratele, cu tehnologia care este astăzi, al treilea templu nu va avea semnificație spirituală. Al treilea templu va fi pentru intrarea lui Anticrist în el. Anticrist va intra și se va da drept Dumnezeu. Și va spune, eu voi reuși să aduc, să restabilez pacea întreaga lume și să aduc o prosperitate economică, pentru că așa așteaptă Israel un mesia de tip războinic. Ei nu au respins și nu acceptă niciodată, până în prezent, nu acceptă Mesia, cel care s-a născut în Ieslea Betleemului, umil, smerit, pentru că așa este înțelepciunea Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele în vecii vecilor. Frații mei și surorile mele, vreau acum să ne întoarcem la textul nostru, și vă rog să mai puneți încă o dată, vă rog să mai puneți încă o dată, are o legătură ceea ce am vorbit până acum. 1 Samuel, capitolul 16, 17 cu versetul 16. Mai puneți încă o dată și vă rog, uitați-vă foarte atenți. Filistianul, era vorba de Goliat, care simbolizează în zilele noastre pe diavolul, Filistianul, Înainta, nu oricând, știți când? Dimineața și seara. Întrebare, de ce înainta dimineața și seara? Dimineața și seara se aduceau jertfele. Știți că în Israel era o lege, o lege permanentă. Nu avea voie unul, focul de pe altar să se stingă, nu avea voie niciodată. Era ca și o crimă împotriva, o, o crimă împotriva legii a poruncilor Domnului. Preoții nu avea voie să ducă doar focul de pe altarul Domnului care Domnul a aprins, cei doi fii ai lui, ai Aron, pentru că au luat foc din altă parte, nu de la altarul care Dumnezeu l-a aprins, mânia Domnului a coborât peste ei și a omorât pe loc s-a făcut vinovați de înaltă trădare. Au fost pedepsiți automat. Zice că un foc al Domnului i-a mistuit. Și al doilea lucru, în Israel, o lege permanentă nu avea voie să înceteze niciodată jerfa de dimineață și jerfa de seară. Ei, filistianul știe foarte bine metoda, tehnica, nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mie mi s-a întâmplat de multe ori, filisteanul care simbolizează diavolul, când s-a adus jerfa de dimineață, întâlnirea cu cerul, părtășia, relația, vine filisteanul și strică inima. Și în loc de părtășie, ai o durere pe toată ziua. Mi s-a întâmplat și seara, când s-a aduc jerfa împreună cu toată familia, a venit filisteanul prin diferite metode, diferite mijloace, mi-a rănit inima, în loc să am o liniște și o pace, pe timpul nopții am avut o mâhnire și o amărăciune foarte mare. Vreau să vă arăt doar două lucruri, v-aș arăta multe, doar două lucruri, ce s-a întâmplat când se aducea jerfa de dimineață și când se aducea jerfa de seară. Hai să vă arăt ce, ce s-a întâmplat când se aducea jertfa de dimineață. Vă rog să puneți, 2 împărați, capitolul 3, versetul 20. Foarte interesant. Foarte interesant. Vă rog uitați-vă foarte atenți. Nu știu dacă v-am spus data trecută, dacă nu v-am spus, vă spun, auziți pentru prima dată, probabil. Eu nu mai citesc Biblia la normă nu mai fac lucrul ăsta, mai bine de trei ani de zile. O citesc pasaje scurte, nu plec din fața pasajului, până nu vorbește Domnul. Dacă voi zăbovi și o săptămână, nu plec din fața pasajului. Dacă voi zăbovi și o lună, nu plec din fața pasajului. Doamne, te rog să, să mă luminez. Ce vrei să-mi spui? Hai să ne uităm. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa. Uitați-vă pe unde a venit apa. De pe drumul e Domnului. Păi, fraților, apa nu circulă pe drum. Ea circulă pe râuri, pe șanțuri, nici de cum pe, pe drum, de pe drumul e Domnului. Providența Divină a făcut o minune. În clipa când se aducea Jerfa, Dumnezeu a făcut ca să aducă, să răspundă Dumnezeu la cei trei împărați care erau în criză, într-o mare criză, nu știa ce să mai facă, nu știa unde să mai meargă și au ajuns la profetul Elisei, fiul lui Șafat. Și a fost semnul acesta. În clipa când se aducea Jerfa, Iată că a venit apa de pe drumul Domnului și au umplut țara de apă. Acele trei oștiri care s-au adunat, au făcut coaliție împreună, au avut apă din belșug. Citim, vreau să mergem la al doilea pasaj, ce s-a întâmplat când se aducea jertfa de seară. Vă rog să puneți unul împărați, capitolul 18, versetul 36. În clipa când se aducea jerfa de seară, prorocul s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeu lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Frații mei, vă aduceți aminte că în clipa când se aducea jerfa, Ilia a înălțat rugăciunea, a coborât foc din cer și a mixtuit jerpa. De ce? Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat mie de multe ori și poate și la dumneavoastră s-a întâmplat de multe ori lucrul acesta. Cu ani în urmă eram la părtășie cu întreaga biserică. În momentul când noi ne-am rugat cu toată biserica, o rugăciune a durat două ore și zece minute. Pe ceas ce vă spun. Două ore și zece minute. Eu am rămas uimit. Întreaga biserică care era prezentă, toți au rămas uimiți. Nu ne venea să credem că au trecut două ore și zece minute. De deci, ce? Când intri în prezența Domnului, dispare noțiunea de timp am intrat cu adevărat în prezența Domnului la un nivel mare, a coborât puterea Duhului Sfânt peste întreaga biserică, eu am avut impresia că sunt în aer. Mă uitam de multe ori, dacă picioarele mele sunt pe pământ. Eram pe pământ. Zic, băi, nu sunt în aer. Așa am, așa am avut impresia câteva zile la rând. Așa o putere a coborât peste noi. Am văzut cu ochii mei. Am auzit cu urechile mele că atunci când a coborât Dumnezeu Sfânt, era, erau în fața noastră tineri, 25, 30, între 25-30, au început să cânte în alte limbi, toți odată, parcă erau un dirijor, nici cel mai mare dirijor, dacă era, nu se întâmpla evenimentul acela toți tinerii o cântare în alte limbi, aceeași cântare, aceeași melodie, aceleași versuri în alte limbi, că toți au rămas uimiți. În clipa când se aducea jertfa, cea mai puternică organizație pe glob, nu sunt forțele NATO. Forțele NATO sunt alcătuite din 31 de țări. Spunea, spunea, la casa, la, la Pentagonul Pentagon general, că dacă s-ar uni toate cele, toate 31 de, de țări, în 24 de ore va invada Rusia în totalitate. Dar nu se va întâmpla lucrul ăsta. Dumnezeu nu va îngădui lucrul ăsta. Rusia va avea plan cu ei. În fine, vreau să, vă, vreau să mergem mai departe. Vă rog să vă imaginați, frați și surori, vă rog să vă, vă, rog să vă imaginați ceea ce s-a întâmplat atunci, pe câmpul de luptă, când erau adunați două știri. Veniseră filistenii cu oștirea lor și s-a așezat pe un versant de munte. Veniseră poporul Israel, Saul era în frunte cu oștirea și s-a așezat pe celălalt versant de munte. Stăteau față în față, valea terebinților care parcă coincide, exact coincide ca și fâșia Gaza, era fâșia gazei e mult mai mare, valea aceasta a m-am uitat peste un documentar să văd cam cât de mare era valea aceasta, avea o lățime de aproximativ 500 de metri. Despărțea valea aceasta, e, în valea aceasta, cobora în fiecare zi, nu oricine, filisteanul acesta, care era blindat din cap și până în picioare, dacă v-ați uitat foarte atenți, întotdeauna mie îmi place să mă uit foarte atent, trei versete sunt alocate ce armură avea filisteanul acesta care era de șase coți și o palmă. Șase coți și o palmă, într-un documentar, spune că era de 3 metri 20 de centimetri. În alt documentar, spunea că e 3 metri și 10. În fine, nu are importanță, era peste 3 metri. Armura care era pe el ne prezintă trei versete, versetul 5, versetul 6 și versetul 7. Trei versete sunt alocate numai armurii care o avea acest filistian, cântărea peste 50 de kilograme. El înaintea, vă dați seama, să vezi în fața ta o namilă de om înalt. Cu așa îmi imaginez ce voce stridentă încât a apucat groaza. Mai puneți, vă rog, încă o dată, frate prea iubit, 1 Samuel 17 cu versetul 11. Mai puneți încă o dată. De ce Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filistianului și au fost sau și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de mare. Cronicarul care a scris a avut grijă să redea exact momentul de atunci. Mare frică! Îmi imaginez cum tremura sulița cum tremura scutul, cum tremurau toți când ieșea filisteanul acesta pe câmpul de bătaie. Și acesta nu numai că scotea uh, strigăte împotriva în care făcea să se spământe, făcea să arunce hulă de jocură la adresa lui Dumnezeu și la adresa oșterii lui Israel. În momentul acela, când se întâmpla evenimentul acesta tragic. 40 de zile. Hai să mai, mai citiți, vă rog să, mai pune, vă rog să puneți unul Samuel, tot același capitol 17, dar cu versetul 20. Vreau să detailăm foarte, foarte bine pasajul acesta. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în grija unui pasnic, și-a luat lucrurile și a plecat. Și cum, îl, cum îi poruncise Isai? Când a, când a ajuns în tabără, o oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scoteau strigăte de război. Frații mei, vă rog să vă imaginați, ei veneau, se așezau în șiruri, exact cum va așezați așezat dumneavoastră în șiruri, pe bănci, pe scaune, frații la frați, surori la surori. Mai scoateți și cu un strigăt, amin, aleluia, slăvit să fie Domnul. Când ieșiți afară, apare filistianul, apare frica. Vreau să vă spun, un creștin autentic nu are voie să aibă teama. Un creștin autentic nu are voie să, se, să aibă frică, teamă, groază, teroare din partea celui rău. Când m-am uitat peste o, un documentar, în cel, uh, uh, poate dumneavoastră ați văzut, la Nuremberg, procesul de la Nuremberg, care s-a ținut patru ani de zile, zi de zi, s-au judecat criminalii de război. Când s-au judecat criminalii de război, Hermann Göring, vicecancelarul Germaniei, al doilea după Hitler, i-a pus o întrebare președintele Tribunalului Suprem de la Nuremberg. Domnule, cum ați putut voi să implementați sistemul nazist în toată Germania? Și și-a spus Hermann Göring, am băgat frica în ei cine nu era de acord era eliminat cea mai puternică armă a diavolului pe tera unu e frica doi amăgirea cu aceste arme va ataca până la sfârșit singura instituție care nu se teme niciodată și care rămâne în picioare, e biserica. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă până în seara aceasta ați fost cuprinși de frică, de teamă, de spaimă, de groază, când s-a ridicat filisteanul, fie la locul de muncă, fie acasă, fie vecinii, fie prietenii, fie mulți, și spuneți, nu mai știu ce să fac, nu mai știu unde să apuc, uite ce mi se întâmplă, Așa cum am spus, curajul de a lupta. Asta e titlul, titlul cuvântului din seara aceasta. Curajul de a lupta. Curaj nu înseamnă tupeu. Curaj înseamnă nădejde. Vă rog să vă gândiți acum la David. Vă rog să puneți 1 Samuel 17, versetul 32. 1 Samuel 17, 32. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Robul tău va merge să se lupte, să se bată cu el. Vă rog să vă gândiți, fratele, fraților, vă, vă, vă rog să vă uitați tot aici. Vă rog, gândiți-vă, imaginați-vă, toată oștirea lui Israel, toți generalii de război care era linia întâi, Saul, care era cu un cap mai mare decât toți, tremurau toți de frică. Unul singur. Numai unul. Nu erau doi. Acesta avea liniște. Acesta avea pace. Și el a spus, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Oare să fi gândit ăștia, băi, ăsta e naiv? ăsta e credul? Ăsta știe ce spune. Când s-a dus la Saul, Saul a spus, tinere, nu poți să te bați cu ăsta. Ăsta e războinic. Ăsta are antrenament. Uite-te ce masă de mușchi are pe el. Uite-te el numai la armura care o are. Nu contează. Robul tău va merge să se bată cu el. Cum Dumnezeu mi-a dat leul și ursul. Mi le-a dat în mâini și am sfâșiat și leul și ursul. Domnul îmi va da și pe acest neteat prejur, Pentru că David, David întotdeauna se, se gândea la numele Domnului că este, este hulit, este înjosit. David prima dată avea durere că numele Domnului este înjosit. Nu stema Israel numele Domnului. Și pentru că numele Domnului era înjosit, pentru că numele Domnului era hulit, pentru că numele Domnului era batjocorit, în, în, David era ceva ce nu era nimeni. Peste David, dacă vă aduceți aminte, când a primit prima ungere, asta s-a întâmplat când a primit prima ungere, zice că Duhul Domnului a început să vină peste David. Din, cea, din acea zi a fost ceva progresiv, progresiv progresiv. Duhul Domnului venea peste el. Ce dacă era cel mai mic din toată casa lui Isai? El era cel mai puternic. Vă spuneam că cea mai puternică organizație pe glob nu sunt forțele NATO, este Biserica Domnului. De ce? Biserica Domnului îl va birui pe diavolul, va birui sistemul acesta, prin rugăciuni. Arma cea mai puternică a bisericii este când se vor aduna. Când se adună la și am văzut minuni cu ochii mei, în viața mea, ce înseamnă rugăciunea unei biserici. Spunea Domnul Isus că dacă doi se învoiesc pe pământ, doi, nu trebuie, nu trebuie o sută cât sunteți aici membrii în biserica din Reus, doi, dacă doi se învoiesc, am pus întrebarea unei biserici de peste 600 de membri, când am văzut cu ochii mei și am citit pe monitor, peste 30 de cazuri de boală. Doamne, fratele, uitați-vă bine, suntem peste 600 de membri. De ce nu se întâmplă o mișcare, o minune? Când Domnul Iisus spune, dacă doi se-nvoiesc pe pământ și vor cere un singur lucru, nu-i unitatea așa cum ar fi trebuit să fie. Saul îi spune în felul următor, uite ce, îți dau voie să te duci. Eu cred că el nu avea încredere în David că se va, că se va întâmpla o victorie. Îi face o propunere, uite ce, eu îți dau armura mea, îți dau îmbrăca... sulița mea, îți dau scutul meu, îți dau tot ce am eu pentru luptă. Le-a îmbrăcat David, dar a spus, nu pot să mă mișc cu ele, lasă-mă pe mine. David a mers pe mâna lui Dumnezeu, nu a mers pe mâna, pe mâna lui Saul, ci pe mâna Domnului a mers. Ceea ce ne trebuie în zilele noastre, fraților, că am intrat în ultima sută de metri, ceea ce ne trebuie, călăuzire, care înseamnă iluminare de plină, și ne trebuie putere. Am să vorbesc, probabil că duminică, detailat despre lucrul acesta, puterea binecuvântată a Duhului Sfânt, Vă rog să puneți, da, duminică să detailăm, vorbim lucrul acesta. Luca, capitolul 21, versetul 36. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. De ce? Ca să aveți putere, ca să scăpați de toate... Uitați-vă, nu să scăpați de unul, de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Se vor întâmpla foarte multe lucruri. Biserica nu are voie să se teamă. Biserica nu are voie să se înspăimânte. Biserica nu are voie să se îngrozească. Zice că ei l-au biruit prin sângele melului și prin mărturisirea lor care a făcut-o. Dacă sunt martiri, nu înseamnă un martir, nu înseamnă că e biruit. E mai mult decât biruitor. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. David, având putere, având călăuzire, a spus în felul următor. El s-a gândit, el a mers după călăuzire. S-a dus la râu, probabil că era foarte aproape, și a ales cinci pietre. Vreau să vă pun întrebare, fraților. De ce David s-a dus să ia pietre și o praștie? O să ziceți întrebarea, nu și-a ba da, ce De ce David a ales pietre? Piatra este simbolul divinității. Vă arăt pasaj din Biblie, Primul pasaj din Biblie, vă rog să puneți Isaia, capitolul 28, versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată. O piatră de preț. Piatra din capul unghiului clădirii. Temeli, teme, capul unului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Piatra este simbolul divinității. Vă aduceți aminte de visul lui nebucat nețar? Ce a visat nebucat nețar? Ăsta cum a visat, cum a uitat? Cheamă toți. Cheamă toți ghicitorii în stele, toți vrăjitorii. Cheamă pe toți și spune, dă o poruncă. Uitați-vă ce, uitați -vă ce vreau să vă spun vouă. Spuneți în ce am visat. Doamne ferește, băi asta e întreg la minte? Oare ăsta știe ce spune? Împărate, uite ce. Spune-ne și apoi noi ți-l Nu, 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 nu mă duceți cu... Ăsta era foarte... Ăsta era dus, cu... de-a de cu Pluta. Spuneți în visul, dar și tâlcuirea lui. Și o că nu vă jucați cu mine, că dacă vă jucați cu mine, imediat vă execut. Însă Daniel a spus, când a început execuțiile, probabil că intrau pe rând, că nu, intra, nu ajungea la Palatul Regal toți vrăjitorii care erau în imperiul acela, deodată. Pe rând, mă știi, Nu! Execuțați-l, tăiați-l, tăiați i tăiați capul. Și Daniel a trimis vorbă să-i spună, împărate, nu mai fă lucrul ăsta, lăsați-ne pe noi, pentru că vrem să venim Vrem să venim înaintea Dumnezeului cel tot puternic. Dumnezeu era lui, lui Daniel visul care l-a visat și care îl uitase de fapt, scăpase din minte, din memorie. Și uitați-vă când i-a spus visul, când i-a spus că e capul de aur, simbolizează Imperul Babilon. Și a pus și, și, și pieptul, și coapsele, și picioarele. Dar a spus la urmă ceva. Însă, o piatră care s-a desprins din munte a lovit cu forță în acest chip mare. Le-a făcut pulbere împărate. Și a venit vântul și a luat pulberea aceasta și a dus piatra aceea. S-a făcut un munte foarte mare. David a lucrat după călăuzire. Și pentru că a lucrat după călăuzire, el a avut o victorie extraordinar de mare în toată istoria umanității. Nu Numai cu o praștie. Împotriva unui, unui gigant, unui golia, gol, acest goliat, acest uriaș, foarte antrenat, foarte puternic, foarte mare, groaznic la vedere. Tot Israelul țipa Tremura. Doar David a dat o piatră. Sunt sigur ce vă spun. Când David a pus, a pus piatra în praștie și când a dat drumul la praștie, viteza, Dumnezeu a făcut prin duhul Sfânt ca viteza să, fa, să fie atât de mare, să accelereze și să penetreze fruntea, fruntea acestui gigant a căzut la pământ și David s-a dus, acum îți stai capul cu armele tale și cu sabia lui i-a luat capul. Fraților, întâmplarea aceasta nu a fost la voi întâmplării, a fost pentru noi. Dacă până în seara aceasta ești înfricoșat Ești înspăimântat de multe lupte care le-ai dus. Ai pierdut lupte. Ai pierdut, de multe ori puteai să ai pierdut foarte multe bucurii. Bucurii care erau pregătite pentru, pentru tine, special pentru tine. Știți că Domnul are pregătite pentru noi bucurii în fiecare zi? Să nu credeți că Domnul vrea să ne dea bucurie o dată pe an, nu credeți lucrul ăsta niciodată. Să iasă din minte. Pentru că bucuria este o virtute, e o roadă a Duhului care trebuie să se manifeste în fiecare zi în viața noastră, în inima noastră, în sufletul nostru. Biruința trebuie să se, să se manifeste nu o dată pe lună, ci zice, ei merg din putere în putere, din har în har. Noi prin El suntem mai mult decât biruitori. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Dragi frați, dragi surori, nu vă lăsați în convoiați. În numele Domnului este victoria. În numele Domnului este biruința. Vreau să vă, vreau să vă mai arăt încă ceva, mi-a scăpat, dar vreau să vă arăt și lucrul acesta. E foarte interesant. Puneți înapoi capitolul 1 Samuel 17, dar de data aceasta versetul 47. E versetul cheie. Și toată mulțimea aceasta, spune, spune David către, către acest gigant, către Goliat, și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suriță. Uitați-vă ce urmează căci biruința este a Domnului. Fraților, când a mers David, David nu s-a încrezut pe el. El a știut, Doamne, biruința e a ta, lupta e a ta, puterea e a ta. Eu doar îmi fac, îmi fac treaba, iar tu faci lucrarea până la capăt. Când Domnul te însoțește cu putere, când Domnul îți dă un mare har, să, niciodată să nu te încrezi, niciodată să nu te încrezi, să nu te lași manipulat, că ești cineva, că știi ceva, că ai ceva, niciodată. Dumnezeu ne face părtași lucrării Lui. Amin? Și dacă Domnul vrea să ne facă părtași, de ce? Lucrarea a Lui, puterea a Lui, cuvântul a Lui, biserica a Lui, Duhul vine de la El. Și el ne face părtaș. Spune, uite, eu vreau să te fac părtaș. Lucrarea e mea. Puterea Bine de la mine. Iar dacă noi ne vom smeri, ne vom umili și spune, Doamne, toată slava a Ta, toată gloria Ta, a mea este umilința, a mea este smerenia, a mea este supunerea, ascultarea, Dumnezeu încă ne mai face părtaș lucrării. Iarăși ne mai face Iar Iarăși ne mai face părtași. Eu am urmărit oameni care au fost de mare calibru, pentru că nu s-au umilit, pentru că n-au sfințit pe Domnul, pentru că nu i-a dat slava, Dumnezeu a luat puterea și au devenit simpli teoreticieni. Foarte mulți sunt cu teoria. Să știți că teoria nu atinge inima. Nu sensibilizează inima, doar mintea face curând, băi, are ceva în el, dar nu atinge inima. Pentru că cuvântul, dacă nu e însoțit de putere, nu are nicio, niciun efect asupra inimii, asupra vieții noastre. David s-a dus nu ca un naiv, David s-a dus crezător în Domnul. David, David se încredea în Domnul și spunea că biruința este a Domnului. El vă va da în mâinile noastre. Uitați-vă ce a zis David. Nu a zis, nu a zis, El te dă mâinile mele, mă. El vă va da în mâinile noastre. La plural a pronunțat că el n-a vrut să se pună niciodată să se creadă că el a făcut o mare ispravă, o mare biruință. Niciodată. Ci biruința este a Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Vreau acum să facem o rugăciune. Vreau să ne rugăm Domnului să ne îmbrace cu putere de sus. Ați pierdut lupte. Și eu am pierdut lupte. Toți creștinii au pierdut lupte. Nu există Om în Biblie, să nu fi pierdut lupte. Singura persoană care a trăit pe scoarța terestră, care niciodată n-a fost slab, niciodată n-a pierdut nicio luptă, dar niciodată n-a pierdut nicio luptă, niciodată n-a dat înapoi, a fost numai Domnul. A intrat în cartea recordurilor cerului, a obținut toate recordurile spirituale pe tera, ce nu l-a obținut nimeni. A fost Domnul Isus. De asta se cântă în cer, vrednic să primească lauda, slava, cinstea, mărirea, gloria, onoarea și închinarea. Și cei 24 de bătrâni, așa cu nunile de pe cap, se aruncă cu fețele la pământ. Miliarde și miliarde și miliarde de îngeri strigă spre slava Lui. Însă cele patru făpturi vii strigă spre slava Lui. Pentru că El a biruit. Și noi intrăm în biruința Lui. Noi biruim datorită Lui. Noi suntem vindecați datorită Lui. Doamne, ajută-ne pe toți. Vreau să ne ridicăm și să ne rugăm.